Într-o localitate renumită pentru podgoriile sale, culturile tradiționale lasă loc unora exotice. La Tohani, migdalul a fost sădit pentru prima dată acum 150 de ani și cum s-a climatizat foarte bine, specia a fost înmulțită. La vreme de toamnă, copacii sunt gata să-și ofere roadele. Neaiul Lica, așa cum îl știu sătenii, este unul dintre cei care au livezi de migdali în Tohani. Are pomii încărcați, dar spune că producția este proastă. Nu, anul ăsta foarte proastă. N-a fost și nici nu cred că o mai fi așa ceva. Și eu făceam câte 7-8 saci, făceam. Și vindeam 4-5 și restul opream. Autoritățile locale din comuna Gura Vadului se mândresc cu livezile de migdali, dar sunt nemulțumite de prețul scăzut de valorificare. Sătenii vând cu cel mult 10 lei kilogramul, iar acesta ajunge pe piață și la 50 de lei. Ei au apărut în zonă cu peste 150 de ani în urmă, aduși din Grecia, unii cetățeni spun că din Spania, dar cât mai degrabă din Grecia decât din Spania, unde mergeau cei care erau foarte bogați, în perioada de iarnă. Din păcate, nu este o sursă constantă de venit, pentru că migdalii se culeg toamna. Anul ăsta a fost un an mai slab din punct de vedere al producției și nu există un centru de colectare. Vin diverse persoane care cumpără cu bani, cu produse, dau la schimb zahăr, ulei, obiecte din plastic. Recoltarea se face ca baterea nucilor, iar odată adunați, sâmburii de migdale sunt sparți. Miejii sunt folosiți pentru prăjituri sau prăjiți. Este, cum v-a spus, și la prăjituri, la se gogesc și se coc. Merge cu șprițul foarte bine. Dar au și proprietăți, au vitamine. Da, sunt foarte bune. Sunt și la medicamente, peste tot. La foarte prăjituri sănătoase, nu? Sunt chiar foarte, foarte sănătoase. Păi să folosesc la prăjituri, la tulcețuri. Sâmburii de migdale sunt o sursă excelentă de acizi grași esențiali, fibre, magneziu, vitamina E, cupru, potasiu și multe altele.